Poșta, a venit poșta, a venit poștașul și ne-a adus scrisori. Dar oare ce scrie în scrisorile astea? Păi vă spun eu sigur, scrie la calculator, scrie cu litere de tipar, cu tuș negru și scrie cât mai avem de plată. Păi, cam asta e tot ce a rămas să primim în cutia poștală, pentru că scrisorile au cam dispărut încet, încet. S-au dus vremurile alea în care îți pregăteai o coală albă, eventual mai trăgeai câteva dungi cu creionul ca să scrii drept și frumos dacă nu te descurcai. A trecut vremea în care scriam sus data și orașul și scriam: dragă Andrei, astăzi am fost la școală. S-au dus vremurile în care scriam scrisori. De ce? Nici noi nu știm, dar vom încerca să aflăm astăzi. Tot ce primim în ultima vreme în cutia poștală sunt facturi, înștiințări de plată, poate câteva afișe, pliante publicitare, să nu le spunem afișe, sau reviste de la diverse hipermarketuri și cam atât. Vrem să vedem cum comunicați acum. Dacă ați renunțat la scrisori, înseamnă că folosiți altceva. La câte variante avem, sunt sigur că e mult mai simplu decât să scrii o scrisoare. Ca să nu mai vorbim de timpul care trece, în care mesajul nostru ajunge de la expeditor la destinatar. S-a scurtat foarte mult. Dacă până acum trebuia să așteptăm 3-4 zile să ajungă o scrisoare în capătul celălalt de țară, ei, acum abia apuci să te uiți la ceas că mesajul nostru e dincolo. Vrem să aflăm care e diferența între scrisorile astea clasice și un apel telefonic simplu pe care îl facem acum. Stăm de vorbă despre scrisori. Sincer și foarte sincer, de foarte mult timp nu rețin. Nu mai rețin. Că este foarte mulți ani de zile, fiindcă sunt nevăzătoare și nu pot să scriu. Am înțeles. Cui și trimiteați scrisări? Trimiteam, de exemplu, la București. Avem niște rude. Așa și... Dar n-am unde trimite, asta e rău. Că copiii mi-s mari, sunt aici și n-am unde să trimit. Soțul este mort. Bă, s-a ani de zile, nu mai țin minte, de foarte mulți ani. Trimiteam la copii când erau la școală, dar eu cum as mari, băiatul are 45, 43, fata. Și... când eram tânăr. Cui trimiteați scrisori? La prieteni. Cred că acum 30 de ani. Cui trimiteați scrisori? Cui? O scrisoare niciodată. Niciodată n-ați scris? Nu. Acum de când sunt la vârsta care o am, n-am scris niciodată. Dar în tinerețe cui scrieți? La diverse persoane. A mei? Da. Deci familie, vă referiți? Din mijloc. Stau la un loc cu copii și... prin telefon. Nu mai trebuie. Acum au ieșit telefoanele astea mobile, mai ușor, telefon. Telefoanele? Foarte aproape sau prin telefon? Păi nu sunt trimit scrisori pe motivul că e prea scump una la mână și la vârsta mea și cum sunt nevăzătoare. Am înțeles. Așa că nu prea are rost acum. Dacă sunt telefoanele acum, nu mai e nevoie de scrisori, mai puțin scrisori. Pentru că au apărut telefoanele, să mă gândesc. Dacă nu erau telefoane mai rapide, mă gândesc tot prin... lumea e ocupată cu altceva acum. Nu mai are timp. Atât. Asta nu pot știu. Probabil că nește și distanță și parcursul respectiv a scrisorii și până ajungi scrisoarea vorbești de 7 ori și informezi mai mult decât... Cutia poștală, cuponul de pensie. Atât și factura telefonică, mobiliarul și altceva, nimic. Foarte rar dacă primesc câte o felicitare, dar foarte rar. Că mai mult comunicăm prin telefon. Nu cred că am primit nimic de 20 de ani. Acum ce să mai primim? Pensionar nu sunt, ca să primesc pensii, n-avem ce primi la poștă, cam aproape nimic. Abonamentele la presă, la așa, la datele care se plătesc pentru prin percepție, prin impozite, taxe. Scrisoarea îți puteai expune mai detaliat dorința și oful pe care îl aveai. În fond telefonic trebuie să te constrângi că costă.
Și așa că comunii strictul necesar. Ce faci, sănătos, bine și pa. Puteai să, să spui mai multe în scrisoare. Cu telefonul trebuie să te restricționezi puțin. Eu poate în scrisoare puteai spune mai mult ca la telefon. Acum telefonul îți mai ascultă. Acum cu telefonul e ceva fugitiv, așa. Deci în scrisoare rămânea ceva și ca o amintire. Și 100 de ani ceva scris, o luai și acum am scrisoare care cred că are 40 de ani. Și mă uit la ea. Ce scrie acolo? Cum era, erai constrâns, pentru că nu era altă modalitate de a vedea. Dar acum, practic, și în 6 ore, maxim 6 ore, trimezi banii peste hotare și îi primești în aceeași zi. Deci, și dura săptămâni sau cu poștalionul mergea cât luni de zile. Astăzi, în cutiile poștale, nu prea mai găsim nimic. Stă lacătul bine pus aici, îl deschidem foarte rar. De ce? Pentru că suntem siguri că scrisori nu prea vom primi. Poate doar afișe publicitare, facturi, înștiințări de plată și un cupon de pensie, dacă e cazul. În rest, și-au făcut treaba la vremea lor. Acum e mai simplu să dai un telefon. Dar parcă nu mai are aceeași însemnătate. Când scriai o scrisoare și îți puneai acolo în rânduri, scriind tu, de mână, tot ce gândești. Și până la urmă poți să o păstrezi, cum ne-a spus un interlocutor, după 40 de ani încă o poți citi. Dar apelul la telefonic, mai mult ca sigur, îl vei uita în câteva zile. Nu va fi decât un semn acolo în telefonul mobil și poate pe factura de la telefonie mobilă. Eu ce să vă spun? Dacă o să mai trimiteți voi scrisori, chiar nu se știe. Poate doar timbre mai colecționează cineva. În rest, în telefoane trimitem scrisori electronice, pentru că trăim în secolul vitezei și totul se reduce. Avem mai mult timp, nu mai pierdem timp cu scrisori, ar spune unii. E adevărat. Acum depinde de fiecare dintre voi. Uneori parcă prinde bine și o scrisoare. Rămâne așa un gest mai special pe care îl putem face. Dacă vă vine vreo idee de emisiune, aștept un SMS la 0744 238 830. Nu uit să vă spun nici de campania noastră. Găsiți mai multe detalii și pe www.vbf.ro. Despre ce e vorba, vă așteptăm cu jucării la sediul Simply Minds să ni le aduceți. Poate mai aveți câteva pe acasă. De 1 iunie am pregătit o campanie și le vom duce unor copii care sunt siguri că se vor bucura foarte mult când le vor primi. Găsiți informații și pe forumsuceava.com și ei ne ajută în acest demers. Eu ce să vă spun? Nu mă rămâne decât să vă spun așa. Pentru Bucovina TV, Viața bate filmul, Andrei. Căldura de afară trebuie să se simtă și în confortul casei tale. Decorează-o cu mobilier de calitate. Vino la Alsace Mod SRL și orice produs din stoc vine cu reducerea lui. La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Aș vrea, vă rog, gresia aceasta. Ah, și parchetul! Wow! Ce o să se bucure soția mea de faianță când o să vadă și șemineul! Erica Ceramiche, casa de vis. O bucurie nu vine niciodată singură. Erica Ceramiche, gresie, faianță, obiecte sanitare, accesorii de baie, parchet și termoșeminee. În Suceava, Burdujeni, strada Gheorghe Doja sau pe ericaceramiche.ro. Erica Ceramiche, casa de vis. Nimeni ca tine, nimeni ca noi.